Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin, și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes. V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, întregul conținut ce-l vedeți voi aici, este total, total gratuit. Astăzi am decis să fac un mini videoclip de tip haul și anume vă voi vorbi, vă voi spune primele mele impresii în legătură cu trei parfumuri recent intrate în viața mea. Însă, înainte de toate, după cum am zis să facem o tradiție, parfumul pe care eu îl port astăzi este Gris Arnel de la BDK. Am aici o variantă de 10 ml. Am participat la un split dacă sunteți pe grupul meu de Facebook, Frag Family, acolo sunt și splituri, și decanturi, și noutăți, și promoții, și glume, și tot ce vreți voi. Și port acest parfum. Și da, se vede dezamăgirea pe chipul meu, însă urmează un videoclip în care vom vorbi noi mai multe despre celebrul Gris Arnel de la BDK. Dar și uh, parfumurile inspirate din acest ADN. Nu mai stăm la discuții. Um, sunt trei parfumuri, după cum v-am spus, despre care voi vorbi astăzi: O casă nouă, un site nou de unde este acest parfum, și una bucată la tafa, una bucată Zimaia de penotino. Însă, dacă voi vreți, dacă mă urmăriți pe Instagram, dacă mă urmăriți pe TikTok, dacă faceți parte din nou din Frag Family, grupul meu de pe Facebook, ați văzut că eu am tot adunat, da? am intrat din nou într-o febră a cumpărăturilor și mai am și câteva noutăți Dubai Collection. Dacă vreți, videoclip în care să vă spun primele impresii, și în legătură cu acele parfumuri, dați-mi de veste în comentarii și eu mă conformez. Bun, primul parfum despre care voi vorbi astăzi, v-am spus că avem o casă nouă și anume Hemani, da? Hemani o casă de parfumuri ce o puteți găsi pe site-ul Dubai Soul. Ca de obicei, în secțiunea de în bara de descriere veți avea link către fiecare din aceste trei parfumuri. Parfumul se numește Coral Blush. Aceasta este prezentarea, aceasta este cutiuța, este genul acela de cutie de carton clasică și sticla parfumului este aceasta. Eu o țineam invers. Da? Așa arată acest coral blush de la Hemani, o sticlă destul de masivă, destul de grea. Capacul este din plastic, dar nu, nu, mă deranjează. Însă, notele acestui parfum. Ei pe site spun că acesta ar fi inspirat din Sensual by Joan B. Sinceră să fiu, nu am testat nimic de la Joan B. Nu dețin nimic, habar n-am. Așadar, ceea ce vă voi spune astăzi în legătură cu acest parfum, este strict despre acesta, da? Nu facem paralelă între acesta și original. În vârf avem măr, zmeură și mandarină, în mijloc violet, crin și trandafir, iar în bază paciuli, lem de cedru, lem de santal, caramel și mosc. Și ca de obicei îl voi pufăi, chiar dacă eu l-am și purtat de câteva ori, Dar, după cum prea bine știți, chiar dacă eu v-am spus adineuri că l-am purtat de câteva ori, parfumurile Middle Eastern au nevoie de acel timp de așezare, de macerare, de maturare, de oxidare, de cum vreți voi ca să nu mai dăm curs altor discuții. Bun, Coral Blush este genul acela de parfum extrem de feminin, este pur și simplu feminitatea într-o sticluță. Este floral, fin, fructat, foarte, foarte romantic. L-aș vedea purtat cu succes în anotimpurile primăvară și vară, dar nu numai. Dacă sunteți, eu știu, în zona parfumurilor de tipul Coco Mademoiselle de la Chanel, da? Dar eu când vă fac această paralelă nu spun că acest Coral Blush este un parfum inspirat sau uh, un parfum asemănător cu Coco Mademoiselle de la Chanel. Nu, Coral Blush în opinia mea și după nasul meu este un parfum ce se află în aceeași uh, categorie olfactivă. Da? Este, ar putea face, ar putea fi inclus în familia lui Coco Mademoiselle. Doar că acest coral blush este ușor mai fructat, ușor mai pudrat, ușor, ușor mai dulceac decât acela. Se resimte destul de bine nota de zmeură, ce ei o listează în vârf. Mandarina nu pot spune că este citricul acela din zona ce paralelă să vă fac eu din zona soluțiilor de curățenie, da, din zona aceea de detergenți, de geamuri sau ceva pentru casă, da? Nu este citricul acela. Este mai degrabă un citric fin dulceag, da? Are o atingere dulceagă pe undeva pe acolo. Eu nu știu de unde, pentru că mă tot uit la note eu nu știu de unde, resimt de aici o atingere de frezie, da? Este pur și simplu ca și cum ai avea un buchețel de crin și trandafiri, dar ai și două, trei fire de frezie acolo. Este genul acela de parfum ce-l poți face cadou cu ușurință, pentru că știți și voi, e cam dificil să faci cadou cuiva un parfum, pentru că Gusturile diferă, parfumurile se dezvoltă diferit, însă acest coral blush este pur și simplu, cum să spun eu, clasicul feminin. Da? E genul de parfum ce l-aș vedea purtat pe o doamnă sau o domnișoară de undeva de la 20 până la 55 de ani, aș, aș spune eu. Dar vorba aceea, fiecare poartă ce vrea, cum vrea, cât vrea și unde vrea Însă, în opinia mea și după cum resimt eu și după cum percep eu acest parfum Cam așa l-aș încadra da? Este foarte, foarte fain În sensul că um, este foarte versatil E genul acela de parfum ce-l poți purta oriunde, oricum, oricât, oricând da? Nu necesită o anume ocazie, un anume moment al zilei, da, parfum de zi, parfum de seară, nu. Coral Blush este acel parfum ce mie îmi face două filme și anume, l-aș vedea purtat pe o tipă tinerică ca să nu mai dăm vârstă, um, nu știu, care poartă o roche foarte diafană, feminină pur și simplu se plimbă undeva în parc, da? dar totodată l-aș vedea purtat și pe acea lady boss, da? eu știu, manager, CEO, ceva de genul, pentru că pe cât este de uh, feminin, diafan, are și acolo ceva ce, cum să spun eu, îți impune oarecum o doză de Impune o graniță, știi, ceva de genul până aici. Mai mult de atât, nu te apropii. Este foarte, foarte fain. Foarte fain. Um, am văzut mai multe parfumuri la ei pe site, și mă bate gândul, nu știu, am văzut ceva de genul mask tahara și știți că eu am uh, o slăbiciune cu Moscul, și mai ales cel de tipul tahara și s-ar putea să mai încerc și alte produse ale casei Hemani. În momentul de față, bineînțeles, nu vă pot spune cu exactitate performanțele, da? Acestea sunt primele mele impresii. Parfumul a venit undeva săptămâna trecută. Acum când eu filmez videoclipul este vineri. Voi îl veți vedea sâmbătă ca de obicei. L-am purtat cei drept că se și vede. Însă trebuie să îi dau o purtare cap-coadă, cum se cuvine, da? O zi întreagă să-l port numai pe el, fără să combin nimic altceva. Și știți că la mine, tot testând, tot testând, e cam greu să port o singură aromă. De aceea, cu siguranță, voi mai reveni și cu alte impresii în legătură cu acest parfum. Ce nu v-am spus? Factorul Middle Eastern este complet nul, da? Complet zero, nu are absolut nimic uh, arăbesc în el, da? Din contră, pur și simplu are ceva ce mă duce cu gândul la Chanel, cu toate că ei spun că este inspirat din Sensual by Joan B. Eu am Coco Mademoiselle originalul, două sticluțe și nu știu de ce e ceva ce mă duce în zona aceea, da? Genul acela de parfum. Foarte, foarte fain, foarte fain! Următorul este o nouă lansare a casei la Tafa, care vine în această prezentare. Da, este o lansare, bine știu, mai este un maiar, da, prima variantă, acesta este maiar natural, natural, Intense, el și șampoanele, în fine, dar eu nu înțeleg ce a vrut la Tafa cu această conservă. Mi se pare genul acela de prezentare a la Jean Paul Gaultier, da, parfumul este acesta, sticluța îmi place, îmi place, scuze, îmi place și culoarea și bineînțeles a fost un blind și el. Acest parfum, din start vă spun, știu câteva membre ale comunității Freak Family ce și l-au achiziționat deja. În opinia mea, la un prim nas, clar, are nevoie de macerare. Dar, până atunci, haideți să vă spun notele. În vârf avem smochine, mandarină verde, pepene și apă de cocos. În mijloc, lotus, nufăr și asomie iar în bază vanilie, mosc, lemn de santal și ambroxan. Nu nu mi s-a părut uh, ceva urât de la primul nas, din contră m-a surprins plăcut. Da. însă eu percep hai că mi-a intrat un pic și în gură când am făcut așa, dar nu mai contează. Eu percep acest uh, Maiar Natural intens Ca o fuziune Între două parfumuri Îmi cer scuze o secundă Pentru că este o senzație foarte aiurea Da, izul acela De parfum în gură Bun Da La o primă impresie La un prim nas Acest parfum este Acel floral, fresh, acvatic, da? cu ceva fin, fin de tot, iz tropical. Uh, spre marea mea surprindere, v-am mai spus eu mai multe videoclipuri, parfumurile casei la tafa, pentru mine, pentru nasul meu, pentru simțurile mele, au un iz specific da? al acestei case. Se pare că de data aceasta izul acela specific a fost eliminat. Da? Nu l-am resimțit nici la primul puf, unde săptămâna asta nici nu mai știu. Oricum, când editez o să vă scriu pe undeva pe aici cu exactitate. Dar nu cred că are o săptămână la mine. Dar. Categoric este genul acela de parfum pentru vreme caldă, către vreme foarte, foarte caldă. Este acea plimbare pe o plajă tropicală, da? pur și simplu, nu știu, ori ambroxanul de aici îmi lasă senzația aceea de briză marină, briză oceanică, cum vreți voi să-i spuneți, și este pur și simplu ca și cum te plimbi pe o, pe o plajă, ai în mână un cocktail imens non-alcoolic, da? nimic buzi, dar cu foarte, foarte, nu, cu ceva iz de cocos, da? Ceva iz de cocos, smochina de aici, că știu că m-a mai întrebat cineva, am discutat cu cineva în privat legat de smochina din acest parfum. Smochina de aici este oarecum verde. Da? Eu așa o percep. O smochină de tipul, între ghilimele, verde apos. Dar, din nou, este neașezat, este proaspăt venit, are și el nevoie de ceva timp. Iasomia de aici nu este nimic indolic, nu este una de tipul indolic, nu este una care să deranjeze, nu este una care să acapareze scena, este moderată, dar prezentă, da? se resimte în continuare. Și eu v-am spus că eu îl percep ca fiind un mix între două parfumuri. Este ca și cum ai face layering cu Aqua di Joia și ceva mai mult um, de la Guerlain, Alegoria, Coconut, Frizz, Frizz, nu știu. O să vă inserez imagini. Știu că acel parfum de la uh, Guerlain chiar l-am avut acum 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, și a plecat din viața mea pentru simplul motiv că pe mine și pe pielea mea stătea decât o oră. Da? Mi-a plăcut foarte mult parfumul, însă devenise obositor ca din oră în oră să-l reaplic. Iar acest Latafa Maiar Natural intens. pur și simplu momentul de față eu așa l văd, ca fiind un layering între 30% Aqua di Gioia și 70% acea alegorie cu cocos de la Guerlain. Este o aromă oarecum ozonică. Din nou, ajung la ambroxanul din bază. Îți lasă pur și simplu senzația aceea de briză marină, briză oceanică, dar totodată um, izul acela foarte, foarte fin de cocos se împletește cu aroma brizei, da? Are și tenta aceea apoasă. Aș putea spune că este genul de parfum oarecum gurmand, gurmand băubil, între ghilimele, da? Pur și simplu eu asta vizualizez, acel cocktail non-alcoolic cu cocos și ceva smochină verde Pentru că da, reușesc să resimt această smochină care în momentul de față nu este ceva in your face dar din nou, exact cum v-am spus și la Coral Blush de la Hemani, și acesta va mai sta puțin și voi reveni cu impresii. Însă, la un prim nas, la o primă uh, disecare a lui, îmi place. Chiar îmi place și chiar este uh, o surpriză plăcută, din nou, acasă la tafa. Da, îmi place și în momentul de față eu l-am achiziționat cu... Nu mai știu ce promoție, ce reducere a fost pe site-ul celor de la Notino și a fost undeva la sub 100 de lei, da? cu nu știu ce cod. Dar foarte fain. Pentru prețul plătit, da, este foarte fain și din nou este genul acela de parfum fresh Aquatic floral Aquatic, da? Fresh, floral, Aquatic. E genul acela de parfum. Care cu siguranță va fi alături de mine în vremea caniculară Pentru că da, în momentul de față, eu pentru acea perioadă așa îl asociez da? Cu perioada caniculară Ultimul, dar nu cel din urmă, vine de la Casa Zimaia Știu că a fost și cealaltă variantă, Hawa Pink, Hawa, Hawa cum se pronunță Habarnam, însă pe aceea am ratat-o și am găsit doar varianta Hauaret de la Zimaia. Acesta este cutiocul în care vine, pentru că da, este un cutioc, în care vine parfumul și prezentarea este aceasta. Eu uh, ador culoarea roșu. da. Iubesc roșu sinceră să fiu pe site când am văzut poza zic dar în realitate credeți-mă că este divină prezentarea pur și simplu este divină partea cea mai aiurea vine atunci când vrei să scoți parfumul de aici. Și da asta se întâmplă scoți întâi capacul și apoi încerci să scoți și sticla și reușești într-un final. Hai să punem capacul să vă arăt sticla. Bun. El este Zimaia Hawa Red. Da? Și acesta este capacul. Deci, eu nu am văzut astfel de capac. Niciodată. Inițial am crezut că e vreun da, și mi l-am pus și eu pe dege, dar nu, nu este niciun inel Așa, așa s-au gândit ei să facă căpăcelul Foarte fain, deci îmi place Este din metal chestia asta Sticla este destul de grea Și notele pentru acest parfum Dar întâi vă spun notele și după aceea vă spun ce am descoperit Note de vârf Căpșuni, zmeură, portocale și casis în mijloc avem coacăze negre, piersici, crin și grefrit, iar în bază mosc, paciulii și vanilie. După ce mi-a ajuns parfumul, după ce l-am deschis, după ce l-am pufăit, la un prim nas, la o primă impresie, nu m-a dus cu gândul către nimic din ceea ce am sau din ceea ce am testat. Așadar, am luat sfânta Fragrantica la frunzărit și notele acestui parfum sunt în proporție de 97% asemănătoare, fără o notă sau două, dacă nu mă înșel eu, cu ruj trafalgar de la dior. Da. O să vă las pe undeva inserată o imagine cu notele acelui parfum al casei, al casei Dior. Și se pare că cei de la Zimaia zic eu, bine, nu am testat încă acel parfum. O să, ori o să încerc să-l testez, ori o să încerc să fac rost de un decant ca să mă lămuresc Însă tind să cred strict în baza notelor, fără să testez originalul. Ca acest Zimaia Haua Red vrea să fie o inspirație pentru ruș trafalgar de la Dior. Bun, cu miroase. Miroase destul de asemănător ambalajului, ca să spun așa. Da, 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 se deschide cu o explozie fructată. Dar este explozie, da? Fructat efervescent. Ca și cum ai în față o cupă imensă de șampanie de fructe. Căpșuni, zmeură, portocală, casis. Se resimt notele de căpșuni, se resimt notele de smeură. Portocala nu pot spune că este um, genul acela, din nou. Exact cum v-am spus la Coral Blush de la Hemani, nu vă gândiți la izul acela citric din uh, detergentul pentru geam sau pentru nu știu ce alte spații, locuri din casă, da? Este mai degrabă un citric dulceag. Însă, exact cum v-am spus, mirosul este în conformitate cu ambalajul, și pentru că ambalajul este de culoarea aceasta, roșul acesta extrem de pasional, pur și simplu și parfumul în sine. Nu-l văd ca fiind acel fructat, girly, jucăuș și așa mai departe, nu. Este genul acela de fructat pentru o femeie bold, da? Oarecum oarecum pentru acea femeie fem fatal, pentru o fem fatal parfum de zi cu zi, da? Deci dacă ar fi să descriu How I Red de la Zimaia mai pe scurt, ar fi uh, un parfum fructat pentru o fem fatal, da? Acel parfum de zi cu zi. are un fin de tot sub ton gurmand. Mă mai uit o dată la note. Nu știu. Poate datorită moscului și vaniliei din bază. Apropo, moscul de aici nu este genul acela de mosc um, în zona balsamului sau detergentului de rufe. Este mai degrabă un mosc pufos dulcean. Da? Dar când spun că este mosc pufos dulceag. Și voi când vedeți notele fructate ale, acestui parfum și faceți legătura cu faptul că eu vă spun că are și ceva fin gurmand, nu duceți acest parfum într-o zonă de vată de zahăr fructată. Nu este chiar atât de gurmand, da? Este foarte, foarte bine, surprinzător chiar de bine, echilibrat. Foarte... Și din nou, este categoric acel parfum ultra feminin. Dacă sunteți, asta ca să fac așa o mică paralelă, dacă sunteți genul acela de doamnă care, cum să spun eu, iubește parfumurile, însă nu vrea să facă o investiție enormă în ele, nu vrea, vrea să, nu vrea să colecționeze, nu vrea să fie înconjurată de parfumuri și așa mai departe, aș putea spune faptul că, virgulă, Coral Blush de la Hemani, ar putea fi acel parfum de zi cu zi inclusiv pentru birou, inclusiv dacă sunteți doctor, asistent medical, da? De ce spun asta? Nu este o aromă la modul de skin scent. Nu. Se resimte, da? Însă nu este nimic la extrem. Nu este nici prea sexy, nu este nici prea gurmand, nu este nici prea provocator, nu. Este pur și simplu genul acela de parfum clasic feminin, da? Deci, v-aș recomanda Coral Blush ca parfum de zi cu zi, iar How I Red de la Zimaia ar fi cu siguranță acel parfum mai de seară sau mai indicat, mai potrivit ocaziilor speciale. Da? Nu știu, un eveniment, o petrecere, ceva de genul. Eu personal, cum sunt această iubitoare de parfumuri oarecum bold, How I Red l-aș purta, nu știu, de zi cu zi. Foarte fain. Raluca, te pup, știu că mă vezi, știu, știu. Știu că m-ai întrebat de el. Este genul tău, da? Este genul tău. E... Nu am ce să spun. Și din nou, știu că doamna Eni, asta așa ca de încheiere, mi-a scris în legătură cu acest Coral Blush și eu da. Da, doamna Eni, v-aș vedea cu acest parfum. Chiar v-aș vedea. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi, decât trei parfumuri, 30 de minute, zic eu că sunt în limitele legale, cu toate că eu aș putea să vorbesc mult mai mult. Dar acestea sunt primele impresii. Da? Primele, primele mele impresii în legătură cu aceste trei parfumuri ele urmează să stea un pic, să se așeze, să se macereze, să se oxideze, să ce vreți voi, da, cum vreți voi să denumiți acel proces și cu siguranță urmează să uh, disec fiecare parfum în parte, să vin cu recenzii pentru ele și de ce nu, că știu că sunt ceva iubitoare aici la mine pe canal, cu variante de layering. Atât pentru videoclipul de astăzi, dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Um, da. Am uitat, trebuia de la bun început. Totuși, astăzi eu când filmez suntem în data de 8 martie. Uh, la mulți ani tuturor doamnelor, la mulți ani tuturor mamelor din lume, la mulți ani mamii, la mulți ani tuturor femeilor. Vă mulțumesc din suflet, vă aștept cu nerăbdare în secțiunea comentarii și până data viitoare vă doresc zile însorite, nu precum cea de astăzi, da? Hai să vină odată totuși primăvara și nu în ultimul rând pline cu parfum. V-am pupat!